Comunicatul Cultului Creștin Pentecostal cu privire la organizația Holy Fire și la președintele ei, Florin Pop. Comitetul Executiv al Cultului Creștin Pentecostal a luat cunoștință cu stupoare de acuzațiile care au apărut în spațiul public cu privire la Florin Pop, președintele demisionar al organizației Holy Fire și slujitor în cadrul comunității regionale Pentecostale Cluj. În urma închetei preliminare, Comitetul CRP Cluj l-a revocat din slujire și l-a exclus din cadrul cultului creștin penticostal pe Florin Pop pentru abateri grave, incompatibile cu morala creștină și mai ales cu statutul de slujitor bisericesc. Chiar dacă organizația Olive Fire și-a suspendat activitatea, acuzațiile grave privitoare la activitatea prezbiterului Florin Pop sunt analizate în mod riguros de o comisie pastorală a cultului creștin penticostal pentru a face lumină în toate aspectele care privesc acest caz. În completarea statutului slujitorului, care descrie profilul moral și spiritual al candidaților pentru ordinare, conducerea cultului va propune Consiliului Bisericesc elaborarea unui cod etic al slujitorului, în care să fie prezentate principii clare pentru prevenirea eșecurilor și pentru menținerea unor standarde etice ridicate în viața personală, relații sănătoase cu membrii bisericii, puritate sexuală, transparență în administrarea banilor, evitarea conflictelor de interes, etc. În elaborarea acestui document se va acorda o atenție deosebită și sprijinul spiritual și emoțional de care trebuie să beneficieze victimele acțiunilor nefaste ale celor care se abat de la principiile eticii creștine. În contextul acestor evenimente, îndemnăm comunitățile de credincioși să evalueze cu discernământ în lumina Scripturii acțiunile celor care încearcă în mod populist și manipulator să își facă un nume, să formeze organizații care gravitează în jurul propriilor persoane pentru ca în final să profite fără scrupule de generozitatea creștinilor. Deși căderea lucrătorilor nevrednici este mediatizată intens, Dumnezeu are nenumărați slujitori care fac lucrarea sa cu smerenie și cu mari sacrificii, având o bună mărturie, grație caracterului lor integru. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipeni 4 cu 8. Semnează Comitetul Executiv al Cultului Creștin Pentecostal. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Creștin Total Media, și vă așteptăm și pe site-ul